Zici că ai hotărâre de Acum. judecată să-ți poți vedea copilul, dar Da. copilul nu-i, nevasta nu-i și poliția nu face mare lucru ca să te ajute să faci uz de... Dar poliția nici nu a făcut un an întreg, ei mai e un râs. Dacă vezi pe video acolo domnul Bostan în cămeșă, el, domnul Sergiu, și a început și el să mă filmeze, eu nu știu și m-a filmat el. Că când, aici e șeful, lui șefii de post. Omul ăsta, eu, pe data de 91 a treia, 9 martie 2019, am avut o hotărâre a judecății. Ei obligat să respecte graficul de judecată, de instanță, nu de asistent social, dar chiar de instanță, e obligată. Și să termine abuzul de făcut cu copilul. În tot în ziua aceea, din 91 a treia, domnul Bostane, ca polițistul care era cu Sergio, a venit la primărie să ne abrogheze graficul, înțelegeți? Să ne interzică dreptul meu, să ne anuleze graficul, înțelegeți? Polițistul și el cum spun eu, el o leagă văzămnil că e judecător. În afară de judecător n-are nimeni graficul să-l anuleze. Eu așa cum înțeleg, ori nu? Dar el cum justifică? Eu nu știu el cum justifică că au vrut să-mi anuleze graficul, că eu sun în tot sâmbătă și în tot duminica la graficul nestabilit, la dreptul meu comunicat de a participa la creșterea copilului. Eu prin asta mai ușor era să mă lipsească pe mine de drept decât să dea la, după competență și după copilul lui înapoi în țară, înțelegeți? Lui mai ușor să mă lipsească pe mine din dreptul decât să facă lucrul după lucrul lui, ca tare. Deci s-a simțit deranjat că îi ceri să-și facă treaba și vrea să închidă gura. Da, pe el mai, lui mai ușor era să mă lipsească pe mine din drept decât să lucrez, să fac să ne duc copilul. Da, polițistul nu are așa împuterniciri și de aceea, dumneata, acum, deocamdată ai o hotărâre valabilă, definitivă, nu? De judecată sau încă mai poate fi contestată. Nu, hotărârea și nu e definitivă, pentru că eu am atacat-o înainte, eu am dat-o la apel și acum apelul nu a acceptat-o și o făcut un demers la prima instanță, că acolo nu ne-au acceptat tete, e numai o este ne-au acceptat. Deci Și dumneata ai până cerut pe... mai mult și ți-o acceptat doar parțial cerere, de Ei ce e ne-au acceptat, contestată? domnule, ei ne-au acceptat tot, dar în decizie, în hotărâri, numai un punct acceptat, înțelegeți? Pentru asta eu nu am fost de acord, am dat la apel, apelul ne-au acceptat, și avocatul a făcut apelul la prima instanță. Prima instanță acum să expui hotărârea definitivul tot și e numit am dat la pe data de 22 mai și la apel. 22 august. Eu dat Păi și n-am termen înțeles, pe dar Curtea de Apel a întors la rejudecare sau a cerut prima instanță să redacteze hotărârea? Să despui, să spui tot până la capăt, să nu ne accepti numai una, dar așa ca tare, ni s-au admis tot, dar în hotărâre e numai un punct, înțelegeți? Am înțeles. Că judecătorul s-a pus ne admis tot pe nasă și ne admite, pur și simplu fost susții, era, trebuie în 2 zile și în țară adusă și lipsită de drepturile părintești, înțelegeți ori nu? Pentru că nu v-a asigurat respectarea graficului de întrevedere sau pentru că a ieșit cu copilul fără acordul tatălui? Pentru că până în ziua de azi e face abuz de copil, înțelegeți? În El n-are ce dreptul să spună fel face de abuz? în felul că o luat fata era atașată de mine și eu din ea mai mult de un an Așa au mai hotărât instanța de judecată, că mama trebuie să dețină custodia copilului. În hotărâri este, domnul Oleg, acolo e scris, mama trebuie să-l chiuleacă, să-l deprinde, dar să nu iei brusc, să-l Am iei înțeles. și... Înțelegeți? Și el izolat, este un grafic, e că e un an de zile. Eu n-am și astăzi, duminică, nu a venit. Pe urmă îmi sună un șef de post și îmi spune că eu mai făcut așa, eu am scris acolo, tot, eu nu știu cum poliția a făcut și semnătura mea, eu nu înțeleg. Ei nu vin să constateze, ei să-l facă contravenția la fața locului să faci, eu știu, ori nu? Dar Dar eu contravenție sunt pe făcut numele cui? pe el fost susi. Am înțeles.
Pe articolul 64 din codul contravențional, el dă miezi și a doilea judecată miezi, da? Și eu nu știu de ce poliția dă iară judecată, pentru că acum este în contravenție, contravenție continuă, articolul 11 contravenție continuă și este articolul 12 contravenție prelungită. Deci dacă s-a constatat, odată și ea n-a contestat și contravenția, procesul acela verbal n-a fost atacat, atunci el trebuie doar constatat că s-a prelungit și a continuat. Nu e așa, domnul Oleg, articolul 64 acolo că îi ascunde copilul de mine, până de alt părinte, înțelegeți? Și eu fost judecata, o recunoscut, o plătit. Și acum, asta nu de dacă, dacă o plătit, nu trebuie să duc copilul, înțelegeți? De acord. Deci ne-a dat vrei contravenția smântuie când, contravenția smântuie când aduci copilul. Exact. Dar nu știu poliția de ce, și acum am la mână și dosar penal și invinuită de procuratură, dar ei tot se joacă, invinuită de procuratură când cești. Deci la faza asta a ajuns dosarul cel la penal, că da, e pusă da, sub învinuire. E sub învinuire, da, e invinuită că o scos copil 207, asta că a furat copilul. Eu nu știu, și poliția aici se continuă să joace, eu nu știu, nu știu, chiar... Păi, cine șede spatele lor, nu înțeleg. După ce a pus-o sub învinuire, trebuie să scoată rechizitoriu și trimită dosarul în judecată. Să-i aplice pedeapsa. Eu nu știu, trebuie odată la Interpol să duci că acolo eu cer și copilul și unii în plângerea care am dat la poliție, poliția o dat la procurator, procuratorul o dat după competență la Hâncești, acolo eu cer și băriscă și copilul și-o vede. Ei, pe care trebuie să dă acum anchetatorul să dea după competență în Italia, să o găsească și să o aducă. Și cadarea, vopșe, o trebuie cu arest, și, da, cu arest eu nu vreau ca să spare copilul, înțelegeți? Să o aduc așa, binevol mai bine. Să duci bă arest să spare copilul, copilul și așa e spăret și e traumat. Copilul, înțelegeți, eu l-am crescut copil de sân. În țara asta n-au avut dreptul nimeni să ne-l iei. Numai eu știu cum l-a crescut la copilul de 5 luni, la 4 ani jumate. Că... Acum are 4-5 ani, da, deja? Acum are 5 jumate. Până la 4 jumate eu l-am crescut, el plânge, fuge de dânsa. Acum eu nu știu, el trăiește cu moșneac, pșinic, dar și-i măritat cu moșneacul și-i pus pe pagina de Facebook că îi spune la moșneac tată. Asta e treaba lor deja, e viața ei privată și dacă e tata adoptiv, domnule poate Ule, zic tată. Treaba ei, da, cu viața ei, dar copilul meu și are să-i spui la un moșneac tată că el are tată adevărat, are tată biologic care au crescut, care au fost tată și mamă. Asta e altă chestiune și nu e deloc... Viața ei privată, pe mine nu mă interesează. Viața ei privată, cu cine trăiești, ce faci e, dar copilul, să-l aduc, e trăiască, măcar și cu trei moșnești. Mie nu mă interesează, mie mă interesează viața copilului meu. Și dau lui doamna Nicorici, care a încălcat legea și a dat fata ei, dau întrebarea asta, cum am avut contravenția cu dânsă 31. Și eu îi dam, doamnă judecătoare, dumneavoastră îmi dați garantii că fata mea acolo e asta. Garantii eu nu pot să dau, pot să dai numai fostă soție. Dar fostă soție, cum pot să-mi dai garantii dacă eu l-am lăsat pruncul de 5 luni cu mine? Acum, la 4 ani jumate, mie eu am făcut hotărâre și-o dat. Și recuzul, am scris 2 ore, acum a 3-lea oare recuz, că eu n-am încredere în dânsă și tot la dânsă dușie. Acum am scris în de la surocă, că n-am încredere nici în asta, am scris 2 judecători și ele le dau una pe alta, că când s-ar juca. Că când m-ar lua, cum judecătoarea, dacă au făcut odată, s-o expus, i-o dat copilul ei, cum acum, ea sunt drepti cu jocul niciodată în viață. Și în mă doi judecători au rămas la Florești? Da, da, am înțeles de luni și vă mai mult. Dar eu am cerut un trecut a 3-lea oară pe Isaș Caz. Și sper că, cum am înțeles, 31, eu sunt ca și de-am luat cu dânsa, n-ați mai am nici ăsta. Sper că am scăpat. Și mai am șansă să ne duc copilul. 31 iunie? Iulie? August? 31 mai acum am avut. Ai avut proces? Ședință. Da, da, acum am de ca hotărâre, trezima, am avut cu contravenția, că e continuă și prin judecătoare a 2-lea oară, prin judecător. Și o vede și sunt de hotărâri pe data 5. Da. Și o vede, dar pe data am cu copilul să întoarcă înapoi la mine și am probe tare destule. Că, pentru că eu acum așa ca să demonstrez vorbele mele, e ca abuzul ăsta care l-a faci fostă soție. Tătă aici vorbele mele care deodată eu am spus pe mine, nu m-a crezut, pe dânsă au crezut, înțelegeți? Și eu luat brusc, o izolat copilul de mine, nici o treabă n-a zis duc copilul în Italia.
Copilul stabilit la domiciliu mamei în sat, la mine, în satul Pitinești, raionul Hurești. Nu în alt, pardonule. Și nici un judecător n-a spus că eu dat cu domiciliu să duc în Italia. Pentru că eu mă uit în, la în titlul executorului scris că în sat Pitinești, nu în alt, parte. Cine nu scrie că e în Republica Italia? Bă? Dacă mama își schimbă domiciliu, n-ai ce să... Dar mama l-a duc unii vrei că e aici, dar copilul are ștată, domnule, eu nu înțeleg. Cum mama schimbă? Mama l-a să schimbi. Mama fac să borș măcar. Dar copilul, cum poate? Copilul are și-o doilea părinte care l-a crescut. De acord, dar ați divorțat și instanța a decis că custodia o are mama. Mută-te și dumneata în Italia și o să ai dreptul să-ți vezi copilul periodic, conform graficului făcut deja de autoritățile italiene. Nu înseamnă că dacă copilul este stabilit la domiciliu mamei, așa și scrie, domiciliu mamei, copilul trece în Republica Italia. Și mama și-a schimbat domiciliu. Acum trăiește, spui și dumneata, deja cu alt bărbat, în Italia. Nu poate să lasă copilul acasă pentru că a zis instanța să stea la... Pentru asta și-i deschis dosarul penal. Pentru că e trăiască cine vrea, dar copilul, cetățeanul Republicii Moldova, e un act fără de mine, nu poate. Poate dosarul penal e pentru că a scos copilul fără acordul dumitale, deci n-a respectat legea. Asta e altă treabă. E răspunderea ei. Dacă e așa cum zici dumneata, instanța o să constate vinovăție. Ei o să-i aplice, eu știu, o amendă sau o pedeapsă chiar cu închisoare și atunci dumneata îți poți să ceri copilul, dacă asta îți dorești. O să ceri custodia copilului. Dar eu am și judecat cu copilul și întors acum și eu azi demonstrez, am probe de studii pentru că și copilul întors. Ținem legătura. Da. Una, cum este, cum polițaie, vedeți acasă, la mine e ziua de întrevedere cu copilul. Deși îmi sună un Ceascov din satul vecin și îmi spune că ei nu vine, că ei de-am făcut, au înregistrat acolo și să privești și trebuie la fața locului de ea. Nu știu, domnul Oleg, nu știu ce mai zic. Ajunge, mulțumesc că am înregistrat. Publicăm, dacă vreți să afle lumea despre calvarul ăsta, despre încercarea dumitale în instanță. Și cu poliția. Chiar aș vrea să vadă lumea cum se face, cum ni se încalcă dreptul meu, dreptul copilului meu. Ca atare nu au avut nimeni dreptul să iei copilul, copilul crescut la 5 luni, atașat de mine. Sigur, și dumneata ai dreptul să-ți vezi copilul și copilul are dreptul să-și vadă tatăl natural. Nu că dreptul. Dar iată situația cu migrația, cu globalizarea și cu schimbarea domiciliului mamei, va cam despărțit. Sper că să-și n-am contact, de când l-am luat copilul, eu n-am contact, eu nu știu, nu i-am auzit glasul, eu de mamă o anșă o lună, adică nu i-am auzit glasul la copil, înțelegeți? Iată, copilul mi-a rămas memoriat în... Prin instanță ar trebui să o oblige pe mamă măcar să vă asigure contactul pe Skype, pe Viber, pe Facebook cu copilul, măcar așa la distanță. Nu, dar cum așa, dacă eu am dreptul să particip la educație, nu cum așa? De acord. Eu copilul și l-am nu, acum eu am rămas ca, nu știu, că l-am crescut prin la ei, l-am zburătăit, am l-a luat ce faci și vrei copilul, așa, dar înseamnă că eu n-am atâtea drept cum... Instanța a decis, custodia revine mamei. Om vedea, dacă reușești și mamă... să anulezi decizia aceea, să obții alta favorabilă dumitale, o să fie altă situație. Ținem legătura. Și mamă leapă de pruncul. Eu sper ca să vadă și mamă își leapă de pruncul de 5 luni. Și pe urmă, la 4 ani jumătate să-i dăie, înțelegeți, nimeni nu drept după 4 ani și-o lepădat de prunc și-l dăie, ie înapoi, la mamă. Poate nu l-a lepădat. V-ați înțeles, amândoi să se ducă la lucru, nu? De ce a plecat în Italia? N-a plecat de zile bune, se de plăcere. Se ducă la lucru, dar nu smăriți spui și eu cu doi copii acasă, smăriți spui pe ei să se arăte și poate. Și acum, cine îmi dă garanții că e n-a smărit cu moșneacă pentru cu altul copilul meu, lasă cum l-a lăsat pe ei cu mine, că eu l-a lăsat doi copii cu mine, l-a lăsat asta pe meu viața și pe ei. Privată, deja e viața ei privată, după ce ați divorțat, eu... nu mai are niciun angajament față. Domnule, eu înțeleg de viața ei privată, nu mă aleg eu de viața ei privată, copilul meu e cu dânsa. Asta da. De viața ei nu mă interesează. Asta încă vă leagă cât copilul e minor. Apa asta e. Copilul schimbă de cum l-a crescut. Pentru că eu socot că e mai garantată viața lui. Că dacă a fost cu mine de 5 luni până la 4 ani jumate, am ușor rămas de să-l cresc. Ar trebui să vă permită măcar să comunicați la distanță. Nu, eu sper că ați totuși adus în țară. Sper că legislația este și lucrează. Pentru că legislația îmi permite mie și îmi permite tare pentru că nu au dreptul nimeni să ne iei, domnul Oleg.